Bună seara, numele meu este Gabriel Lazar și numele companiei Ascendia vă spun bine ați venit la întâlnirea de marți cu Livresc. Astăzi avem o temă pe care am mai dezbătut-o, de fapt cam toate temele le repetăm de acum, și anume folosirea barierelor și asistenților, folosirea corectă a lor, bineînțeles. Vreau să vă prezint câteva din erorile care se pot face în utilizarea acestora. Din întrebările pe care le-ați pus, am văzut că sunt și întrebări de genul ce sunt barierele și asistenții. Și sper că persoana care a pus această întrebare este prezentă în această seară. Voi începe prin a discutat, a răspunde întrebării zilei. Aceasta vine de la doamna Drăghiceanu. Poate fi folosit Livresc gratuit și în scopuri de prezentare și promovare fără obținere de fonduri din această promovare? Mi s-a părut interesantă întrebarea și întrebarea are legătură cu ceea ce numim drepturi de autor pentru materialele realizate în Livresc. În momentul în care spuneți că folosiți Livresc, de fapt, cred că vă referiți la un material realizat în Livresc și, în cazul că dacă folosiți Livresc, ne promovați pe noi și noi vă mulțumim. Dacă folosiți un material realizat cu Livresc în scopuri de prezentare și promovare, e dreptul dumneavoastră. De ce? Fiindcă, practic, toate materialele realizate în Livresc sunt ale dumneavoastră. Noi, Ascendia, nu avem drepturi de autor asupra lor, nu avem niciun drept, de fapt, asupra lor, doar dumneavoastră, ca și autor, aveți orice drept, deci le puteți folosi așa cum doriți. O lecție puteți să o puneți pe CD și să o vindeți. Important este să găsiți pe cineva să o și cumpere, deci puteți să obțineți și fonduri din această activitate. Este libertatea dumneavoastră. Gândiți-vă că o editură dorește să utilizeze Livresc pentru realizarea unor cărți, unor manuale interactive. Este și normal că după ce muncește la cartea respectivă, dorește să o vândă, obțină niște venituri. E absolut normal. Deci, încă o dată, trebuie să fie foarte clar că materialele pe care le faceți în Livresc, că sunt lecții, că sunt materiale de prezentare, de publicitate, de promovare, orice material realizat este al dumneavoastră și îl puteți folosi cum doriți. Bun, vreau să văd, nu știu dacă domnul Teodor Dan este pe aici, că și dânsul are o întrebare interesantă, însă o să-l aștept, n-am prea înțeles la ce se referă. O să discutăm după ce discutăm despre subiectul din această seară. În continuare despre bariere și asistenți. Așa cum vă spuneam, cineva a întrebat ce sunt acelea bariere și asistenți și întrebarea mi se pare oarecum rezonabilă pentru cineva care ia acum contact cu lecțiile interactive. Barierele și asistenții nu sunt inventate de către noi, bineînțeles, sunt doar introduse ca instrumente de lucru, iar rolul lor este foarte simplu. Atât barierele cât și asistenții reprezintă mijloace prin care profesorul încearcă să gestioneze modul în care elevul parcurge un material. De la început trebuie să spunem că
mai ales în cazul barierelor, ele sunt eficiente doar atunci când materialul este realizat în scop de învățare, pentru învățare asincronă. Atunci când avem de-a face cu lucrul sincron pe materialul respectiv, el nu mai este, bariera nu mai este necesară, deoarece profesorul este cel care gestionează progresul într-o lecție, modul în care se navighează în lecție. Însă în momentul în care copilul lucrează singur cu lecția, la un moment dat este necesar ca eu să-i pun niște puncte, să introduc niște puncte fixe prin care să-l constrâng să realizeze o anumită activitate. În cazul nostru, să îl constrâng să parcurgă niște resurse interactive peste care ar putea să treacă fără să le vadă. Bineînțeles că el mai are și mijloace de a ocoli barierele noastre, însă rolul lor acesta este, pe de o parte, să marcheze acele elemente care trebuie neapărat parcurse de către copil, iar pe de altă parte, bariera poate fi văzută și ca un separator, ca un punct de trecere între două secțiuni ale unei lecții, între două momente ale unei lecții. Poate fi văzută și ca un element de întrerupere a monotoniei, dacă vreți. Dacă se succed multe texte și imagini fără elemente interactive, o barieră are rolul de a obliga copilul să interacționeze cu lecția, trebuie să dea click și în felul acesta desfășoară o activitate. Haideți să vedem un pic, eu am pregătit pentru astăzi un material, un proiect, numește Bariere și Asistenți. În materialul acesta am o singură secțiune care de fapt este o bucată dintr-un șablon pe care îl putem utiliza fără probleme. Bun. O să începem să discutăm mai întâi despre bariera. Bariera este un element de conținut. Element de conținut care are două părți. În mod obișnuit. Nu toate sunt active și nu întotdeauna. O barieră poate fi plasată doar între două rânduri. Și o să plasez o barieră aici, chiar după primul rând. Și când ne uităm în partea dreaptă, în panelul proprietăți, pentru bariera respectivă, vedem că avem două elemente, motiv și continuare. Bariera întotdeauna se uită deasupra și caută elementul interactiv cel mai apropiat. În cazul nostru nu avem niciun element interactiv și din acest motiv, bariera arată astfel. Observați, nu apare decât scrie o continuare. Aici avem un film, o galerie de imagini. Am să pun o barieră și după această galerie pentru a vedea diferența între cele două. Da? Vedeți că în cazul celei de-a doua bariere, ea apare altfel. Scrie un motiv. Pe asta scrie doar o continuare. De ce? Fiindcă această barieră s-a conectat automat cu resursa de tip galerie, care este o resursă interactivă. În prima situație, bariera are doar o semnificație de delimitare, un rol de delimitare. Pur și simplu trebuie să scriu o continuare pe barieră, aici, trebuie să-i spun copilului ce să facă dacă ai citit mai sus, dă click să mergi mai departe. Așa, am scris în partea cealaltă, nu-i nicio problemă. Trebuia să fiu la asta de aici. Control V, corectăm greșelile. Dacă ai citit mai sus, dă click să mergi mai departe. Este singurul mesaj pe care trebuie să îl dau.
Dacă sunt la a doua barieră, trebuie să-i scriu în primul rând un motiv. Motivul îi spune copilului de ce nu poate să meargă mai departe în lecție și ce trebuie să facă. Urmărește mai întâi imaginile din galerie. Și de-abia după aceea, mesajul de continuare este acum dă click să mergi mai departe. Haideți să vedem cum se comportă cele două bariere. Și am intrat în lecție și nu pot să avansez, fiindcă trebuie să interacționez cu bariera. Dacă ai citit mai sus, dă click să mergi mai departe. Dai doar click și mergi mai departe. Ai ajuns la galeria de imagini, care este element interactiv, și mesajul este urmărește mai întâi imaginile din galerie și observați semnul care apare aici, lacătul închis. Da? Bariera este lăsată. Nu pot, dacă dau click pe barieră, nu se întâmplă nimic, nu pot să merg mai departe. Însă, în momentul în care parcurg galeria, am ajuns la ultima imagine din galerie, automat bariera s-a schimbat, lăcățelul a dispărut și îmi permite să merg mai departe. Dau click și merg mai departe. Una din erorile pe care am găsit-o eu în lecții de multe ori, este că, din vari motive, autorul nu completează aceste texte, motivul și continuarea. Sau completează unul singur, iar pe celălalt rămâne textul implicit. Și aceasta este o problemă datorită modului în care funcționează o astfel de barieră. De ce? Fiindcă bariera, atunci când parcurg lecția pe un calculator, prima dată, este activă. A doua oară, bariera nu mai este activă, ea se inactivează, nu se mai vede. De ce? Fiindcă bariera funcționează o singură dată. Eu m-am asigurat că am trecut prin resursa respectivă, nu mai am nevoie de barieră. Și atunci dacă autorul își verifică pe propriul calculator lecția și nu este atent când o parcurge prima dată, trece de barieră fără să-și dea seama că are probleme, după aceea nu se mai vadă barierele. Dacă nu mai vede barierele, se pot întâmpla două lucruri. Unul spune că s-a stricat lecția și au dispărut barierele și avem destule mail-uri în sensul acesta. Iar doi, când îi punem că are o eroare și trebuie să corecteze textul implicit de pe barieră, întreabă care barieră, că lecția lui nu arată nicio barieră. Însă, noi putem să facem să reapară barierele și haideți să vedem cum facem acest lucru. Mergem din nou în modul de vizualizare. Dăm click pe prima barieră, parcurgem galeria, dăm click pe a doua barieră și putem să mergem mai departe. Vedeți că nu se mai văd barierele respective, ele nu mai există, pur și simplu au dispărut. Dacă vreau să le fac să apară din nou, atunci în butonul de preferințe pot să îi dau resetează progresul, mă avertizează că procesul este irreversibil, îi spun să-l reseteze și iată barierele din nou acolo unde erau, da? Este ca și cum aș lua lecția de la început. Dacă mergem în bibliotecă și luăm o lecție la întâmplare care să aibă, mă duc în raftul propriu și iau o lecție oarecare, sper să iau una care are bariere. Vedem imediat. Bun, înainte de a o deschide. Observați acest semn, acest coș de gunoi care apare în pagina de metadate. Dacă mă duc cu mouse-ul peste el, îmi apare mesajul șterge activitatea pe care ai efectuat-o în această publicație. Eu am trecut prin lecția aceasta. Dacă are bariere,
ele nu or să se vadă decât dacă șterg coșul de gunoi. Îi dau deschide și mă duc și văd dacă am bariere. N-am bariere pe aici. L-am doar pe Shakespeare. Nu e nicio problemă, căutăm alta, o altă lecție. Să vedem lecția biosfera. Și am întrebat cineva de exemple de bune practici. O să șterg și aici activitatea. Da, se pare că tot una fără bariere am nimerit. Nu e nicio problemă. Așa e, când cauți barele, nu le găsești și altfel te lovești de ele la tot pasul. Imediat. Asta văd care e activitatea deja ștersă. Nu, asta este un exemplu care nu este util. O problemă cu barierele este că atunci când nu sunt folosite cum trebuie, ele pot să blocheze lecția. Da? Iată, am numerit una în sfârșit care are barieră. Deci avem o barieră care mă lasă doar să trec mai departe, trebuie doar să-i dau click, nu are nicio condiționare. La fel aici, am o altă barieră care nu condiționează nimic, o a treia barieră care nu mă condiționează cu nimic și am terminat. Bun, m-am uitat prin lecție, am închis lecția și mă uit din nou prin lecția respectivă și observați că a doua oară când mă uit nu mai am nicio barieră, da? Aveam trei bariere, nu mai am niciuna. Mă mai uit odată prin ea. La fel, nu am absolut nicio barieră. Acum reîncarc pagina, pagina de metadate, ca să-mi apară semnul de ștergere a activității. Șterg activitatea, deschid lecția și bariera e la locul ei. Merg mai departe, o parcurg, ajung la a doua și trebuie să fie și a treia. Deci ați văzut de unde se poate șterge din pagina de metadate și la fel din pagina de preferințe se poate șterge, numai că există o opțiune pe care autorul o poate pune să nu apară acest buton de ștergere a activității. Și atunci nu poți să ștergi activitatea din interiorul lecției. Haideți să vă arăt și de unde puteți să ștergeți butonul respectiv. La preferințe avem aici posibilitatea de a debifa în panelul de proprietăți acest arată butonul de resetare a activității. Dacă am debifat asta, nu mai mi-apare butonul de resetare a activității. Dacă o bifez, mi-apare butonul de resetare a activității. Deci în principiu avem două puncte în care putem să ștergem activitatea, dar unul, autorul materialului, poate să îl ascundă. Rămâne cel din pagina de metadate, asupra lui autorul nu are niciun control. În momentul în care am șters activitatea de aici, mai mult, lecția o să dispară și din raftul meu, acest Healthy Life,
Dacă mă duc acum să-l caut, nu mai este, dar vedeți, a dispărut din raftul propriu. Aceasta este modalitatea prin care puteți să ștergeți din raftul propriu lecțiile care nu vă aparțin. Dar vă spuneam că o barieră poate să blocheze o lecție. În ce mod? Păi dacă deasupra acestei bariere pun o resursă pe care copilul, dintr-un motiv sau altul, nu poate să o parcurgă, atunci lucrurile nu sunt în regulă. Ia să vedem cum putem să blocăm o lecție cu ajutorul unei bariere. Voi proceda în felul următor. O să introduc aici un chestionar, îi șterg titlul, îl editez. Și o să pun un chestionar, cea mai simplă variantă pe care am întâlnit-o de destul de multe ori, cu răspuns liber. Pun aici întrebarea. De exemplu, scrie trei obiecte de culoare verde. Să știți că nu este o exagerare, am întâlnit astfel de lecții. Iar profesorul se gândește la frunză, salată și iarbă, să zicem. Acum ne întoarcem și încercăm să parcurgem lecția. Am dat click, am mers mai departe. De data aceasta, bariera este conectată cu acest chestionar, nu mai este conectată cu galeria, iar aici copilul începe să scrie și scrie iarbă, frunză, salată. Dar nu le-a scris în ordinea care trebuia, bine, că nici nu are cum să enumerească exact cele trei cuvinte și vede că bariera nu se ridică și tot așa. Vă rog să-mi spuneți care este probabilitatea ca cineva să scrie exact cele trei cuvinte pe care le-a gândit autorul lecției. În momentul în care nu pot să dau răspunsul la această întrebare, nu am cum să merg mai departe în lecție. Și aceasta este o modalitate de a bloca o lecție și am întâlnit-o de suficiente ori. O altă modalitate de a bloca lecția este tot pe bază de chestionar, dau aici un chestionar cu răspunsuri multiple, nu mai modific întrebarea, aici o să pun verde și aici o să pun albastru. După care scopul îl pun evaluare și îl pun să aibă și un barem. Un barem care să fie de, nu știu, 50%, nu contează. Și scriu un mesaj de trecere. Bravo! Ai reușit. În momentul în care mă întorc în chestionar și încerc să-l vizualizez, dar trebuie să fie un pic mai complex, nu nicio problemă. În momentul în care am dat albastru și am dat verifică și am răspuns greșit, mă întoarce să verific din nou, da? Îi dau albastru, verifică, încerc din nou. O să presupunem că sunt multe întrebări. Dacă limitez numărul, am uitat să limitez numărul de încercări, număr limitat de încercări, una. Mă întorc înapoi la barieră. Aici. Deci am dat albastru. Verifică. Răspuns greșit. Mi-a dat drumul. De data aceasta știu că am discutat cu colegii să deblocheze și se pare că au făcut modificarea înainte. Era o condiționare aceasta, dacă nu parcurgeai chestionarul, nu puteai să ridici barieră. Acum, din fericire, au reparat colegii, fiindcă de multe ori
se blocau lecțiile în punctul acesta. Bun, deci am văzut câteva exemple legate de utilizarea barierei. O altă problemă pe care am mai observat-o la utilizarea barierei este că unii autori nu scriu nimic aici pe mesajul pe motiv. Da? Pur și simplu, dacă le atrage atenția că au text implicit, nu scriu nimic și în momentul în care vizualizăm lecția, aici mergem mai departe, iar aici nu apare nimic. Nu întotdeauna copilul își dă seama ce are de făcut. Acesta este rolul acelui text, să spună celui care parcurge lecția ce are de făcut, de ce nu poate să meargă mai departe. Pentru ca el să poată să parcurgă elementul interactiv care îl blochează și să meargă mai departe. Bun. Asta despre bariere. Am să șterg acum barierele de pe aici ca să nu ne mai încurce. Și să vedem câte ceva despre asistenți acum. Asistentul este o resursă complexă care are două părți. Resursa de tip asistent, imaginea propriu-zisă, și zona de tip mesaj. Mesajul, asistentul, este tot un fel de barieră. El se comportă ca o barieră și haideți să vedem cum face acest lucru. Încep prin a plasa un mesaj în interiorul unei secțiuni. Spre deosebire de barieră care nu poate fi plasată, iată, dacă încerc să o pun undeva în afara rândurii, în interiorul rândurilor, n-am cum. El nu mă lasă să o pun decât între rânduri. Deci asta este bariera. Mesajul îl pot pune oriunde. Îl pun aici imediat după imagine. Îl pot pune după această resursă. Îl pot pune la sfârșitul rândului, între rânduri. Da? Sau, cum vă spuneam, oriunde după o resursă. Dacă îl pun aici imediat după resursă, eu pot să-l configurez scriindu-i un mesaj. Mesajul normal că trebuie să fie legat de ce vrea să transmită profesorul. Dacă îl pun chiar acolo la început, o să-i dau un mesaj despre lecție. De exemplu, în această lecție vom studia și așa mai departe. Pot să-i modific balonul, adică forma acestui element de text. Acesta este modul normal, pot să îl pun în modul gândire, în modul țipăt, mai agresiv, și în modul șoaptă, un pic mai discret. O să lăsăm în modul normal. Pot să încarc un fișier de tip MP3, un fișier cu sunet, care să spună în principiu exact ce spune și textul de aici. În curând, Livresc va avea un instrument de înregistrare a sunetului pe care dumneavoastră să-l puteți utiliza pentru a vă realiza foarte ușor aceste MP3-uri. Și deocamdată nu o să vă spun despre celelalte, haideți să vedem ce face. L-am plasat, ați văzut, exact după prima imagine. Rețineți, vă rog, că aici avem două coloane. Acum când merg în modul de vizualizare, nu mai am două coloane, am o singură coloană și a spus poezia, a intrat în stand-by și ca să merg mai departe trebuie să dau continuă. În momentul în care dau continuă, se activează și cea de-a doua coloană și pot să merg mai departe. Deci el se comportă ca o barieră, îmi întrerupe lecția exact în punctul în care l-am plasat. Dacă l-am plasat aici după imagine, atunci el n-a mai pus și a doua coloană și a așteptat ca eu să dau click. Dacă pun mai multe astfel de mesaje, nu am nicio problemă, pot să pun și două mesaje succesive pe același după aceeași resursă,
La acest al doilea, ca să fie mai simplu, o să scriu mesaj 2. Mai pot să pun un mesaj imediat după galerie, ăstuia îi spun mesaj 3, mai pun încă un mesaj după chestionar, acesta este mesaj 4, da? Și așa mai departe. Haideți să vedem ce am făcut. Mi-a apărut mesaj 2, fiindcă l-am pus în fața lui în această lecție, vom continua. Observați că mi-a apărut aici în partea de jos niște săgeți care îmi permit să mă întorc de la un mesaj la altul. Acesta nu mai pot să dau continuă, că am dat odată. Am al doilea mesaj, îi dau continuă, merg mai departe. Aici lecția s-a oprit, nu pot să merg mai departe. De ce? Fiindcă după galerie am, de fapt, pus un asistent și pentru a putea să merg mai departe, trebuie să parcurg resursa. Acesta aș pune mesajul, mesajul 3, dar tot nu pot să merg mai departe, fiindcă n-am apăsat butonul continuă. I-am dat click și lecția s-a blocat iarăși. De ce? Fiindcă urmează următorul. Îi dau verifică. Am răspuns corect, mi-a apărut al patrulea mesaj. Am dat continuă și lecția s-a deblocat. Observați, vă rog, că dacă dau click pe asistent, el se deschide, apare și pot să văd toate mesajele pe care el mi le-a dat până acum. Mai mult, pot să-l iau și să-l deplasez în diferite puncte ale lecției. Dacă îmi acoperă, am un mesaj mai lung și mi acoperă ceva din text care mă interesează, atunci pot să-l iau și să-l mut într-o altă poziție. Bun, acum să vedem ce facem ca să-i schimbăm fața și să am mai multe fețe, nu una singură. Această schimbare a fețelor se realizează în acest tab, în acest panel de asistenți, în proiect. Deci ați reținut, am pus în secțiune doar mesajele. Acum configurez asistenții. Cu dublu click am intrat în modul de editare și îi schimb fața. O să pun aici această imagine. Pot să pun animații, animațiile în format zip. Sunt mici aplicații pe care le pun în format zip. Pot să pun MP4, deci fișiere video, sau pot să pun JPG, PNG, GIF, imaginile pe care le cunoaștem. Am schimbat imaginea. Orice asistent are două ipostaze, pasivă și vorbind. Trebuie să le schimb pe amândouă. Le-am schimbat și am obținut în felul acesta un nou asistent. Dacă vreau să am mai multe fețe, n-am decât să adaug un al doilea asistent. La al doilea asistent schimb din nou ipostaza. O să-i pun un GIF animat. Acesta. Schimb și pe cel de aici. Și pun un GIF animat. Opa. Bun, deci acum am doi asistenți. Mă pot întoarce acum în secțiune să asociez fiecare asistent așa, vreau să-l pun pe asta pe poziția 2, dar nu mă lasă. Așa. Fiecare mesaj îl pot asocia cu un asistent. Pentru aceasta am posibilitatea să-mi aleg între asistenții pe care i-am realizat în proiect. Am asistentul 1 și asistentul 2. De exemplu, primul mesaj îl vreau pentru asistentul 2. Mai departe, celălalt mesaj îl las pentru asistentul 1. Mai am mesajul 3 acum.
Mesajul 3 în mod implicit este pentru asistentul 1. Eu o să mă duc să îl dau tot asistentului 2 și pe ultimul las pentru asistentul 1. În momentul acesta apare primul asistent care îmi spune ce vom studia în această lecție, pe care mi apare al doilea, observați că el a apărut din dreapta, dar la fel pot să-l mut, îi dau continuă, merg mai departe, parcurg galeria, mi-a apărut celălalt asistent, îi spun continuă și acestuia și în sfârșit mi-a apărut și ultimul asistent. Observați că pentru el nu am decât două mesaje pe care le pot activa. Pentru cel de aici, la fel, am cele două mesaje pe care le pot activa. În sfârșit, ultima funcție pe care o mai avem aici este această activare specială. Avem butonul de informare care ne spune ce face. Dacă bifăm această opțiune, asistentul va vorbi mesajul fără să mai aștepte completarea resurselor precedente. În plus, butonul de continuare dispare. Parcurgerea va continua automat când resursele precedente se completează. Deci dacă bifez ăsta, mă duc în modul de activare, mi-a apărut primul asistent, mi-a apărut al doilea asistent, mi-a apărut mesajul 3, merg mai departe, nu mai am butonul de continuă, pun verde, verific, mi-a apărut mesajul 4 și continuă. Fiindcă la asistentul 3 am debifat, am bifat căsuța și care mi-a anulat mesajul de continuare. Pot să fac același lucru pentru fiecare mesaj în parte, să îi fac activarea specială. Dacă doresc, îl activez și pe ăsta special, îl activez și pe ăsta. Acum am activat pe toți patru și nu o să mai am de interacționat cu ei. Pur și simplu, vedeți că în acest moment, ce s-a întâmplat? Lecția mea, în punctul acesta, dacă l-am debifat, neputând să activez în continuare celelalte elemente, s-a blocat. Da? Deci aceasta este o posibilitate, o modalitate de a bloca cu ajutorul asistenților lecția, cu ajutorul între ghilimele. Un lucru care nu e de dorit, evident. Da? Bun. Deci trebuie să aveți grijă cu debifarea acestei căsuțe. Dacă asistentul este legat de un element interactiv, haideți să vedem. Deci aici avem butonul de continuă, aici avem butonul de continuă. Aici am mesajul 3, dar pot să trec mai departe rezolvând resursa interactivă. Am mesajul 4, rezolv resursa interactivă, merg mai departe. Deci atunci când asistentul este legat de o resursă interactivă, nu se blochează lecția. Am spus că vă dau mai multe detalii. Într-adevăr, sunt unele chestiuni care sunt mai tehnice, poate. Important este ca atunci când realizați o lecție sau după ce realizați o lecție, să o verificați cu mare atenție, astfel încât nu care cumva să apară blocaje datorate barierelor sau asistenților. Ele sunt resurse utile, numai că pot să și încurce dacă nu sunt folosite cum se cade. Ok, acum haideți să mă uit. Dumneavoastră nu vedeți toate butoanele. Așa. Partea cu butoanele. Haideți să lămurim partea cu butoanele. Partea cu butoanele este o chestiune legată de rezoluția ecranului cu care lucrați la un moment dat.
Modificarea rezoluției se poate face foarte ușor dacă țineți apăsată tasta Control și în același timp dați de rotița de la mouse sau apăsați butoanele plus și minus de la tastatură. Iată ce se întâmplă când dau de rotița de la mouse. La un moment dat, când rezoluția a devenit mai slabă, au dispărut și la mine butoanele. În momentul în care dau în sens invers de rotița de la mouse, butoanele revin acolo unde erau. Deci e foarte simplu. Ca să apară, țineți apăsat butonul control și apăsați minus de mai multe ori sau rotiți de rotița de la mouse și butonul apare. Ia să vedem. Doamna Mocanu vrea să ne arate ce problemă are. Da, doamna Mocanu, imediat stați să văd. Trebuie să vă fac host. Sunteți aici, da? Adică sunteți pregătită să ne arătați ce nu merge, da? Doamna Mocanu. M-auziți, doamna Mocanu? Sunt aici. Așa, bun, ca să știu să vă... Am uitat să-mi deschid microfonul și camera. Nu e nicio problemă, nu e nicio problemă. Eu am să vă fac host și după aceea o să trebuiască să mă faceți înapoi host ca să pot să continui eu prezentarea, da? Mm-hmm. Ok. V-am făcut host, puteți să faceți share și să ne spuneți ce problemă aveți. Nu știu cum să fac aici. Așa, ați reușit. Deci aici am făcut o poză. Am făcut niște capturi la ce am lucrat, de fapt, dar nu știu de ce nu se deschide. Aici am încercat să pun un text și am putut să pun mărimi electrice și aici când am vrut să pun ca o reactualizare a cunoștințelor, nu m-am mai lăsat să scriu. Păi, bine ar fi să fim în editor. Trebuie să dați dublu click ca să intrați în modul de editare. Dumneavoastră aveți acolo mai multe resurse de tip text. Da, aici am dat pe T-ul ăsta de aici. Asta bine, nu e nicio problemă. Dacă mergeți, aveți acolo marcat acum cu albastru, scrie un text. Aveți selectată o zonă de text. Da. În momentul în care dați dublu click pe zona de text, vă apare meniul corespunzător pentru text și o să puteți să scrieți. Deci ăsta de aici, de sus, unde scrie proprietăți? Nu. Deci exact acolo unde apare scrie un text. Exact acolo. De asta v-am spus, ar fi fost bine dacă erați în editor, ca să putem să vedeți. Dacă dați dublu click acolo unde sunteți cu mouse-ul acum, da? O să vă permită să scrieți text. Mulțumesc. Și așa fac și la resursa video, nu? Sau când vreau să o... La resursa video, cu dublu click, intrați în modul de editare al resursei, da? Discutăm degeaba pe capturile de ecran, v-am spus cel mai bine... Păi aici am încercat să aduc resursa video din calculator și n-am... Păi ați adus-o, a apărut resursa video acolo, nu? Și dați dublu click ca să puteți înlocui... Deci dublu click. Mulțumesc mult! Dublu click pentru puțin. Am să vă rog să mă faceți host înapoi ca să pot să continui prezentarea.
De ce trebuie să fac acum? Vă duceți unde apare scris Ascendia SA. Aveți acolo în lista de... dați click pe participanți. Deci să dau click pe participanți? Așa, și vă apare în dreapta lista participanților. Da. Acolo găsiți Ascendia SA. Da. Și acolo aveți more cu o săgeată. Dați click. Aveți un buton prin care mă puteți face host. Nu mai, nu văd unde e. Deci am dat pe Ascendia, am chat, stop. Aveți more acolo. Am dat pe more. Și acolo aveți mai multe funcții. Hmm? Aveți mai multe funcții posibile acolo. Da. Aveți una make host. Aha, scuze. Nu nicio problemă. Mulțumesc. Am mai învățat ceva. Așa. Bun, e bine. Așa. Ok. Să mă mai uit în chat să văd dacă mai sunt și alte întrebări. Dacă nu, trecem la cele din formularele de înscriere. Bun. Da, doamna Mocan a pus întrebarea și în formularul de înscriere. Asta am rezolvat-o. Ne întreabă doamna Bart dacă pentru a obține certificatul trebuie incluse și bariere în lecția livrez. Nu. Nu trebuie să le includeți. V-am spus, dacă lecția o faceți în scop de predare, o folosiți ca suport de predare, nu se justifică să introduceți bariere, doar dacă lecția are scop de învățare și atunci puteți să le introduceți, dar nu există o obligativitate. Dacă vor mai exista alte tranșe pentru omologarea lecțiilor create în livresc, da, v-am spus, noi facem lunar lucrul acesta, în fiecare lună, pe data de 10 a lunii, să nu mă întrebați de ce pe 10, că nu știu să vă spun, dar în fiecare lună, pe data de 10, colectăm, adunăm toate lecțiile propuse spre omologare și le trimitem la minister. Cât durează omologarea unei lecții? Se acordă vreun certificat la final? Termenul pe care și-l asumă ministerul este de minim 3 luni. Vă rog să înțelegeți faptul că noi, în afară de a întreba la fiecare o săptămână care mai este situația, nu avem un alt mijloc de a grăbi lucrurile. Problema este că la minister evaluarea se face în comisii de specialitate și aceste comisii se întâlnesc mai rar sau mai des în funcție de niște factori iarăși pe care noi nu-i cunoaștem și avem lecții care sunt depuse la minister din septembrie și care încă nu au fost evaluate, la care noi nu avem răspuns. Așa că tot ce pot să vă spun este că minim 3 luni, însă maxim s-ar putea să fie un pic mai mult. 4-5 luni, nu știu să vă spun exact. Dacă se acordă un certificat la final, da, se acordă un certificat. În acest certificat, dumneavoastră primiți de fapt mai multe lucruri. Pe de o parte, în bibliotecă, primiți confirmarea faptului că lecția a fost omologată prin această ștampilă care va fi pusă pe lecția dumneavoastră. Nu numai atât, în interiorul lecției o să vă apară acest text, lecție omologată de cu numărul și la ce nivel. Și în afară de acestea veți primi și un certificat din partea Ascendia care conține atât acest număr dat de Ministerul Educației, cât și o serie securizată care aparține Ascendia.
Deci astea sunt lucrurile pe care le, modurile în care veți fi nu recompensat, ci vi se va recunoaște faptul că lecția este omologată. Mai departe, în lecție există un număr limită pentru folosirea asistenților? Nu, nu există un număr limită. Eu n-am încercat să folosesc mai mult de 2. Se pot folosi și mai mult, mai că se aglomerează foarte mult ecranul. Da? Vedeți că acum am 2 aici pe ecran. Dacă pun 5-6, mai am loc pe aici pe margine, dar nu mai arată foarte bine. Mi-a plăcut întrebarea doamnei Prodan. Bariere de comunicare în public. Cum le depășim? Apropo de tema de astăzi, de bariere, barierele de comunicare în public le depășim prin antrenament, cred, prin exercițiu. Este normal ca prima dată când vorbești în public să ai emoții. Depinde foarte mult și de tipul de persoană care sunteți, dar prin exercițiu lucrul acesta se depășește și vă spun că se depășește ușor. O altă întrebare, dacă poți să încarci orice link de pe YouTube, WordWall, Jigsaw sau sunt restricții. Haideți să le luăm pe rând. Atunci când vorbim despre YouTube, poți să încarci majoritatea link-urilor, dar nu toate. Cei care au lucrat sau au canal pe YouTube știu că atunci când îți încarci un material, ai acolo o bifă, o opțiune prin care poți să nu permiți inserarea conținutului respectiv pe alte site-uri. Și atunci când veți încerca să puneți linkul respectiv într-o lecție livrescă, o să vedeți că nu merge. Sunt foarte puține. Eu am întâlnit un singur material, cred, cu această opțiune pe care să nu-l poți pune în lecția livrescă. Marea majoritate pot fi puse. În ceea ce privește WordWall și celelalte, ele sunt platforme care conțin instrumente digitale deschise, la fel ca și lecțiile noastre din bibliotecă, ele sunt deschise publicului și atunci pot fi utilizate. Sfatul meu este însă să folosiți pe cât posibil resursele create de dumneavoastră, fiindcă o resursă creată de altcineva poate să dispară. Poate să dispară fără niciun fel de probleme. Nu mai îmi place, am făcut o resursă, nu mai îmi place, o șterg. Fac alta în locul ei. În momentul în care am șters-o, lecția dumneavoastră rămâne cu un gol, o resursă care nu funcționează. Și ca să evitați acest lucru, e bine să vă faceți propriile resurse. Cu atât mai mult cu cât platforme cum este WordWall-ul vă permite să plecați de la o resursă realizată de altcineva și să vă faceți propria resursă. O altă întrebare, cum alcătuiesc un test grilă? Păi, testele pe care noi le avem în livresc sunt teste grilă. Vedeți, avem mai multe tipuri de teste, cu răspuns simplu, cu răspunsuri multiple, cu plasare, cu selectare din listă, cu reordonare și chiar cu răspuns liber. Ele pot fi ușor setate, aranjate astfel încât să ne facem un test complex. Un test poate să aibă oricâte întrebări, nu avem decât să apăsăm butonul plus de aici de jos și atunci îmi apar întrebări după întrebări. Am acum 4 întrebări.
Pentru fiecare întrebare îmi pot alege tipul. În ceea ce privește modul de lucru cu fiecare tip în parte, vă rog să vă uitați pe canalul nostru de YouTube, unde avem un filmuleț care prezintă în detaliu modul de utilizare a întrebărilor în livresc. Pentru cei care nu se descurcă sau nu știu, pe YouTube nu aveți decât să-i dați căutare livresc. În momentul în care dați căutare livresc, veți ajunge, vi se va recomanda canalul livresc la care vă puteți abona. Avem 121 de materiale video și aproape 1400 de abonați. Iar aici, când mergeți la materialele video, căutați, aveți două tipuri de materiale. Aveți seminarele de marțea, pe care le găsiți aici, și tutoriale. Tutorialele sunt destul de bine făcute, nu că le-am făcut eu, vă spun că nu am prea multe plângeri. Și aici aveți două tutoriale legate de chestionare. Moduri de utilizare a chestionarelor, respectiv tipuri de întrebări pentru chestionare. În total, 14 minute vă ia ca să vă familiarizați cu tot ce se numește utilizarea chestionarelor. Bună seara, am aplicat pentru omologare în data 2 februarie, sper că este în regulă. Păi dacă ați aplicat pe 8. Nu contează când aplicați, noi le strângem, puteți să aplicați în orice zi pentru omologare. Noi pe data de 10 facem un pachet cu tot ce s-a primit până la data de 10 și le trimitem la minister. Și de-a doua zi, cine se înscrie pentru omologare, va avea lecția promovată, trimisă la minister, pe 10-a lunii următoare. Da? Deci nu este o dată fixă, 10, să trebuiască atunci să vă înscrieți. Cine se înscrie până pe data de 10. Să vă mai arăt odată cum putem insera un asistent. Ok, haideți să vedem încă o dată cum putem insera un asistent. Să mai șterg din astea de pe aici. Revenim. O să îi șterg pe cei pe care îi am deja inserați pe aici. Inserarea asistentului se face în două etape. Nu e obligatoriu să facem în două etape. Dacă păstrăm imaginea implicită, o facem într-o singură etapă. O să șterg și asistenții pe care i-am făcut aici. Îl șterg pe primul, l-am șters și pe al doilea. Automat mi-a făcut un asistent implicit, cel care, pe care îl cunoașteți. Bun. Mă întorc în secțiune, revin. Asistentul, am spus că are două părți. Are mesajul pe care acesta îl transmite, respectiv fața acestui, asistentul propriu-zis. Mesajul îl găsim în zona de conținut, în panelul de conținut din partea stângă și îl putem plasa oriunde, după o resursă sau după un rând. Pur și simplu îl iau, îl trag și îl duc unde vreau să-l plasez. După ce l-am plasat, scriu mesajul pe care acesta trebuie să îl transmită. Mesajul 1. Îi aleg modul în care vreau să arate balonul acestuia. Îi atașez, dacă este cazul, un fișier audio MP3 și el acum este plasat. Dacă vreau să-i schimb fața, modul în care arată, mă întorc aici în panelul de asistenți al proiectului, dau dublu click pe asistent și îi schimb ipostaza. Pot să pun acolo o altă imagine.
Sper că nu e prea mare. Nu, nu e prea mare. Îl schimb și aici. Open și gata. În momentul în care mă întorc și mă uit la cum arată lecția, n-am decât să-i dau continuă și lecția merge mai departe. Ok, sper că acum este clar. Dacă mai sunt întrebări, vă rog să-mi spuneți. Puteți să-mi puneți întrebările și cu voce tare, că nu e nicio problemă. Nu mai am întrebări în lista dumneavoastră de înscriere, nu mai am întrebări nici în chat. Vă rog să-mi spuneți dacă mai sunt întrebări. Bună seara! Bună seara! Aș vrea să vă întreb dacă în varianta aceasta de utilizare a livresc gratuit se pot face și un material de promovare a lecțiilor. Așa. Sau el trebuie plătit. Doamna Drăghiceanu, da? Da. N-a fost de la început, fiindcă întrebarea noastră a fost întrebarea zilei. Mă scuzați. Nu, Doamne ferește, nu e nicio problemă. Ideea este următoarea. Tot ce realizați în platforma Livresc este al dumneavoastră. Fiind al dumneavoastră, puteți face cu el absolut orice doriți. Dacă vreți să-l vindeți, puteți să-l vindeți. Dacă vreți să faceți un material de prezentare, nu, eu vă spun care sunt opțiunile, da? Dacă vreți să faceți un material de prezentare, faceți un material de prezentare. Nu este nici o restricție, fiindcă, practic, tot ce realizați este al dumneavoastră. Da? Da? Mulțumesc. Pentru puțin. Alte întrebări, vă rog. Bună seara! Există o dată limită? Mă gândesc până în luna iunie să mai pot primi lecții? Adică mă gândesc în lecții ca spre omologare. Mă gândesc Până în mai? Nu avem nicio limită, am spus. Limita o să fie dată doar de solicitări. Dacă nu o să mai apară doritori, o să întrerupem activitatea, însă altfel nu o să facem pauză. Deci nu există o limită. Noi plecăm de la ideea că profesorii lucrează continuu, lucrează și anul ăsta, or să lucreze și la anul și peste încă un an și așa mai departe. Deci nu ne oprim aici. Bine, mulțumesc. Pentru puțin. Alte întrebări, vă rog. Bun, dacă nu mai sunt și alte întrebări, atunci vă mulțumesc pentru prezență. Sigur nu mai sunt și alte întrebări, da? Bun, vă mulțumesc. Vă urez o seară bună. Sper să faceți lecții frumoase în continuare și ne auzim săptămâna viitoare. O seară bună!